Top fumat în rândul adolescenților este numele unui proiect derulat de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, împreună cu Centrul Municipal de Cultură Arad și Asociația pentru Cultură, Educație și Tineret Vasile Goldiș. Sunt extrem de emoționată să mă aflu astăzi la Colegiul Național Moise Nicoară, liceu pe care l-am terminat și eu în urmă cu aproximativ 12 ani și am ales acest liceu pentru a-mi desfășura un proiect pe care îmi doream de foarte mult timp să îl încep, dar doar acum s-a concretizat. Proiect care se numește Stop Fumat în rândul adolescenților și în cadrul acestui proiect am ales elevii claselor a noua pentru că știm că adolescenții încep să fumeze la vârste foarte fragede și am încercat să îi sensibilizez asupra acestui subiect și să-i fac să conștientizeze riscurile la care se supun și nu știu câți dintre noi știm că în România peste un sfert dintre adolescenți și când spun adolescenți mă refer chiar și la copiii de 12-13 ani au fumat cel puțin o dată în viață și peste 50.000 de adolescenți fumează în mod curent, ceea ce ar trebui cumva să ne tragă un semnal de alarmă în rândul pneumologilor, să facem cât mai des acțiuni în acest sens. Elevii au primit foarte bine proiectul, adresând medicului o serie de întrebări. Tinerii au spus că vor împărtăși cele învățate în cadrul proiectului cu ceilalți colegi din liceu și chiar cu membrii familiei. Potrivit statisticilor, unul din 10 decese la nivel mondial este cauzată de tutun, iar 600.000 de decese sunt datorate anual fumatului pasiv.